cred că suntem datori față de noi înșine să descoperim modul cel mai bun de a iubi pe cel de lângă noi. Suntem datori. Nu cred că e o chestie de alegere. Cel puțin pentru mine nu e. Succesul celui de lângă tine să-ți dea la fel de multă satisfacție pe cât îți dă succesul tău personal. Când realizezi lucrul ăsta despre tine, că te bucură la fel de mult succesul celuilalt, e un sentiment de împlinire extraordinar. Pentru mine e foarte important să îmi fac meseria din ce în ce mai bine, pentru că asta e o altă formă de iubire și de respect față de oameni și față de cel care vrea o speranță, vrea o încurajare, vrea să uite de tumultul în care trăim cu toții și să vadă și altceva care să-l bucure. Simt nevoia ca în România să facă povești frumoase, povești cu iubire, unde lucrurile să arate bine. Un asemenea gen de film face bine și e necesar. Multe iubiri sunt tumultoase sau au etape tumultoase. Există un moment în care ajungi ca după furtună, într-o liniște. Pacea aia sufletului și iubirea aia calmă e subestimată și cred că eu am început să o apreciez mai mult. Pe mine mă face fericit, de exemplu, să stau acasă cu familia mea. Mă face foarte fericit primăvara să mă urc pe bicicletă și să plec cu fii mea să mă plimb prin pădure. Mă face fericit să ne urcăm toți trei în mașină și să plecăm prin Europa, la Nimereală. Lucrurile astea s-au schimbat de când mi-am cunoscut perechea, pe Dana. Înainte de asta, pentru mine lucrurile erau foarte clare. Meserie, distracție și bani. Și cam atât. Mai că la un moment dat lucrurile s-au schimbat și mi-am dat seama că sunt frumoase lucrurile alea pe care le aveam, dar nu mai sunt suficiente. Acum depinde de fiecare om în ce stadiu este. Acum, dacă mă întreb pe mine, cred că nu prea are sens viața fără cineva cu care să împărtășești lucrurile pe care le ai. Știu cum e cu dragostea asta, însă și dintre ăla care se aprinde repede.